aici, pentru prima oară, l-am întâlnit, de fapt, pe domnul Cuțu. Grație, doamne Flori Bălănescu, pentru că eu știam că ea se ocupă de Goma și că poate să-mi recomande niște oameni pe care să-i invit la simpozionul nostru, organizat de ICCNR. Unul acesta este un proiect ICCNR, dar n-a fost de la început, pentru că eu nu eram sigură că mă voi descurca. Eu nu sunt, să zic așa, inițiator de discursuri, de discuții și de dezbatere. Eu scriam câte un roman așa în fiecare an și aveam un fel de conștiință că fiind eu cercetător sau expert, ne numim noi la ICCNR, în domeniul exilului, nu prea organizez și nu prea mă ocup de exil. M-am mai ocupat și de cenzură și de alte domenii și atunci am zis că dacă domnul Suțu s-a dovedit a fi foarte receptiv la cele câteva întrebări ale mele, atunci s-ar putea să iasă de aici ceva mai mult decât o discuție așa în care pe mine mă interesează ceva anume. Nu, întrebările mele au fost destul de gândite în sensul unor domenii foarte clare, că mi-am dat seama de la început că am niște capitole în cap și capitole deja eu le vedeam ca pe o viitoare carte și nu ca pe un simplu dialog pe care l-aș publica undeva într-o revistă. Și un prim capitol se referea la copilăria unui fiu de prințesă. Așa se numește și capitolul. Și aici fascinația mea pentru oamenii din altă epocă și admirația sau interesul este mai vechi, pentru că o străbunică de-a mea se numea Calmăș sau Călmaș, cum îi ziceam noi, și în familia noastră deseori auzeam povești despre niște juvaliere sau nu știu, lingouri aurite pe care le avea străbunica aceea miraculos, nu deportată și care a murit la 90 ceva de ani în satul ei. Și după asta am mai aflat și ne-am mai documentat, așa că fiind o veche, o foarte veche familie boierească, la un moment dat, în 1700 ceva, un călmaș, vrând așa să-și depășească simpla lui condiție de moșier basarabean sau moldovean, s-a grecizat și de acolo se trag Calimachii, familia Calimachii. De 100 de ani, un alt călmaș s-a dus în Polonia să învețe și s-a întors Calmuțchi și erau foarte, foarte bogați toți. La un moment dat, o doamnă, străbunica Calmăș, s-a căsătorit cu un budu, tot mari boieri, care au dispărut în mod miraculos, normal, regimul comunist nu avea voie și nici măcar nu imaginam ce înseamnă să fii bogat. În fine, asta erau povești. Și una din întrebări chiar la asta se referă, pentru că eu când am prins un om cu adevărat așa nobil, care este chiar fiul de prințesă, mie mi-au lipsit în copilărie mea aceste povești și atunci eu le-am încercat să le scot de la personajul pe care l-am avut la dispoziție, că nici o rudă de-a mea nu mai este în viață sau nu mai este în Moldova. Fie au plecat, fie au murit, fie au fost deportați. Și am insistat, aceasta a fost așa un prim capitol despre copilărie, dar am mers și pe faptul că este o categorie de elite care este distrusă. De fapt, nu mai există nobili, nu mai există și a fost un program comunist foarte dur de demitizare, de ea vorbit de rău, ea prezentat în romane ca personaje negative și este foarte greu să readucem imaginea aia nobilă și demnă pe care o a avut-o, poate nu toți, dar cei mai mulți dintre acești oameni care, din păcate, nu se mai pot impune astăzi în societatea noastră. Și am insistat după asta pe capitole și am insistat foarte temeinic așa pe tot ce ține de comunism și pe tot ce ține de exil, având în vedere că eu veneam dintr-un departament care cu asta se ocupă oficial. Și atunci eu așa puteam să-mi motivez ocupațiile și preocupările mele la Institutul ICCNR de investigare a crimelor comunismului și memoria exilului românesc. Când am văzut că am primit niște răspunsuri și că textul curge așa, după asta m-am mai relaxat ușor și am mai mers și pe poezii și pe glume când s-a putut și la un moment dat am descoperit cărțile domnului Radu Negrescu Suțu și cu această ocazie am descoperit și colecția domnului Florin Iorga. Am citit cu foarte multă pasiune amintirile de Iași și de odinioară a lui Rudolf Suțu.
am avut și cartea familiei Suțu, care, după părerea mea, este cea mai mare realizare a autorului și o frumusețe, așa te uiți la ea doar așa ca să mai vezi pozele, dar și fragmentele alese sunt alese cu talent. Și în capitolul despre exil, eu am vrut să punctez. Eu m-am ocupat de exil încă înainte de a ajunge la ICCMR. Am fost cercetător la Institutul Călinescu și la noi exista un departament, o secție care se numea Exilul Literar Anticomunist. Dar cu șefii de acolo și cu partidele care erau la guvernare, cuvântul anticomunist a început să deranjeze așa de tare încât placa a fost luată și departamentul nostru a fost desființat. Dar am reușit să mă ocup și chiar am făcut și antologia poeziei din exil. Și ceea ce am observat și ceea ce o să vedeți și în cazul domnului Suțu este că oameni de o foarte mare calitate au plecat și astăzi pleacă, din păcate, și foarte puțin dintre ei, de fapt, reușesc să se realizeze. Ce am urmărit aici a fost un tânăr foarte talentat, care în exil totuși nu s-a afirmat ca scriitor. Domnul Suțu a publicat în România, foarte puțin a publicat în exil, și foarte puțin a publicat în vârsta asta, de când a plecat până a ieșit la pensie. Adică e un scriitor cu un destin frânt și asta este foarte uzual pentru soarta exilului în general. În afară de asta, eu am ales un personaj care nu este foarte cunoscut. Avem aici de față și vreau să-l amintesc încă o dată pe domnul Dinu Zanfirescu. Să știți că tot la Corint și tot anul acesta a apărut o discuție și poate ar fi interesant de comparat modul de a privi două personalități ale exilului. Discuția a fost cu un istoric, în cazul domnului Zanfirescu, și sunt sigură că a fost mai serioasă. În persoana domnului Zanfirescu avem un om care a militat intens și care are o poziție foarte clară despre exil. Ai plecat în exil, ai pledat pentru drepturile omului, ai militat politic, nu așa te-ai dus, ai făcut bani, te-ai căsătorit, ai făcut copii și tu ești în exil. Eu, din păcate, eu nu susțin această idee prea mult, pentru că eu m-am ocupat de prima perioadă a exilului, de elita care a plecat din 41, 2, 3, 4 până în 48, până s-a închis granița. Eu m-am ocupat de Alexandru Busuieceanu. Toți autorii, toți acele elite, pentru că erau profesori universitari, erau diplomați, erau scriitori de mare talent, toți s-au considerat exil și nu aveau acele posibilități cum s-a întâmplat după tratatul de la Helsinki sau după 75, când se milita pentru drepturile omului, atunci, într-adevăr, puteai înființa asociații pentru drepturile omului. În 48, 9, 50, altele erau preocupările exilului, erau și acolo comitete naționale, era generalul Rădescu, erau conflicte. Și din cauza asta eu privesc exilul ca așa mai larg, așa și fără așa concepții foarte clare sau strânse. Pentru mine, domnul Suțu este desigur un reprezentant al exilului, chiar dacă și domnul Suțu a militat și a semnat acolo ceva, dar nu chiar la, să zic așa, în primul rând, nu la cea mai înaltă. Nu a fost o politică. Sau, mă rog. Eu am vrut să prind o voce a acelor oameni care nu se află pe prim plan, nu se află în atenția noastră, nu au avut ei pâinea și cuțitul în mâna lor și nu au putut întotdeauna să se întoarcă sau nu au avut posibilitatea sau nu au vrut sau au avut motivele lor. Și am vrut să aud și cealaltă, să zic așa, mai puțin cunoscută părere. Și pot spune că exilul este capitolul în care eu m-am învârtit și am insistat ca să scot eu așa mai mult răspuns. Aveam chiar întrebări mai temeinice așa și din toate zonele și din cercetările mele anterioare. Pe urmă, avem un capitol despre cărțile pe care le-a scris domnul Suțu și despre noțiunea de prezent. Și aici ar vrea să spun două cuvinte despre titlu. Titlul mi s-a spus că nu este comercial, că trebuie să-l schimbăm. Căci fel de asta, ce înseamnă cristalizare, într-adevăr, eu vin cu explicația. Eu am găsit într-un eseu al domnului Suțu un fragment din Stendhal care spunea că era un text despre dragoste. Și era vorba despre cum vedem noi persoana iubită. Și el spune că nu, iei o creangă, o rățienie de creangă buruiană și o duci într-o peșteră. Și acolo, sub presiuni și sub tot felul de procese, această creangă se cristalizează.
Și tu, din creanga aia, urățenia aia de, pe care ai pus-o, vezi ceva nemaipomenit de frumos. Când eu am pus cuvântul cristalizare în titlu, eu n-am avut în vedere nici dragostea și nici frumusețe. Am avut în vedere procesul acela foarte clar de transformare dintr-o stare în alta. Cristalizare înseamnă, de pildă, din picătura de apă care se transformă într-o picătură, într-o bubiță așa de gheață. Și când pui comunism în subtitlu, ai în vedere acel proces de cristalizare care a avut sau n-a avut loc. Și asta este o întrebare pe care la care sper să găsească cititorii răspuns. Dacă mai pun și iluzie, atunci eu am dat jumătate de răspuns, dar este doar un titlu. Și fiind rolul meu doar de a întreba, nu am vrut să ofer eu soluții, ci l-am lăsat pe Domnul Iisus, care este mai înțelept. Și ce mai vreau să spun? Poate să mai mulțumesc o dată celor care ne-au onorat aici cu prezența lor și editurii Colim. Și, într-adevăr, eu mi-am știut de filmul lui Dragoș și de Mărteanu că bănuiesc cam și capitolul acela anul 1977, când au plecat tinerii din străinătate. Cred că despre asta la acest aspect va insista, despre acest moment va insista Dragoș în filmul lui și sunt foarte curioasă să-l văd. Și cam atât. Așteptăm întrebările de dumneavoastră. Mulțumesc mult! După film? Pentru carte putem să punem acum. Pentru carte acum? Acum. Sunt întrebări? Eu? Doamna Iulia Mărgănită. Întrebarea mea va fi precedată de câteva cuvinte pe care eu vreau să le spun în calitate de cititoare, de simplă cititoare. Nu am citit cartea integral, dar auzind că astăzi va fi... Nu se aude. Acum se aude, da. Nu am citit cartea integral, dar auzind de eveniment, am luat-o în mână, am răsfoit-o, m-am oprit asupra unor pagini și am înțeles despre ce este vorba. Mi-a făcut o deosebită plăcere să constat că această carte se aliniază celor care încearcă să, care fără să-și propună, reabilitează o clasă socială la noi aruncată la coșul de gunoi al istoriei. Este vorba de boierime. Boierimea care n-a constituit vrăjmașul numărul 1 al poporului român, ci dimpotrivă a avut un rol pozitiv în evoluția și în istoria acestuia. E suficient să ne gândim la o altă carte de memorii, am în vedere pe Sabina Cantacuzino, fiică de ministru, soră de ministru, pentru că făcea parte din familia Brătianu, în memoriile căreia putem să înțelegem foarte bine că influența franceză, datorită căreia limba română s-a modernizat și sună astăzi așa cum o auzim, se datorează faptului că boierii s-au dus în Franța, că au învățat limba franceză, că au adus profesori aici, că și-au trimis copii să se instruiască acolo. Și dacă vreți să vă închipuiți ce s-ar fi întâmplat fără această limbă franceză, e suficient să ne uităm peste Prut, ci să auzim cum se vorbește acolo. Această etapă, din păcate, Basarabia n-a participat la această etapă de modernizare a limbii române și la capitolul neologismei este lacunară până în prezent. Perioada aceasta de influență franceză a fost numită de specialiști re-romanizare. Dacă nu uităm că romanizarea a însemnat armată, a însemnat administrație romană, atunci vă dați seama de amploarea fenomenului de modernizare a limbii române în secolul al XIX-lea. Deci, cartea domnului Suțu stă alături de acele cărți care încearcă
să arunce lumina reală asupra hulitei clase sociale a boierilor. Dumnealui face parte dintr-o familie spirituală de scriitori moldoveni. Este narator, are plăcerea narațiunii, aduce în fața noastră mulți, mai ales mulți boieri și este suficient să aducă unul, pentru că după aceea apar o mulțime care și-au dus existența în ambele principate. Moldova și Muntenia au fost teritoriul lor de existență. Cartea a fost concepută, mi-am dat seama, sub forma unui dialog, un dialog armonios și un dialog fericit, pentru că cei doi eius de înfarine, aceleași preocupări. Din această cauză, partea de chestionar, partea de răspuns, par foarte echilibrate. Uneori, ni se pare că o întrebare de un rând, de două rânduri, are un răspuns de trei pagini. Totul se justifică pentru că întrebarea a avut o anumită pondere, iar autorul a ținut să răspundă complet. Am uitat să vă spun că domnul Susu are plăcerea de a duce până la capăt orice chestiune și de a-și înfrumuseța textul cu o maximă, cu o sentință, ca și cronicarii noștri. Așa cum am învățat la școală că Iliaș Vodă era pe din afară, pom înflorit și înăuntru la câmpuții, domnul Susu ne delectează de data aceasta cu maxime, cu expresii, cu sentințe morale, pe care nu numai că ni le explicitează, dar ne și explică biografia lor, de ce eveniment se leagă, când au apărut. De pildă, Je suis, je reste, este inseparabil de asediul Sevastopolului, fapt pe care mulți dintre noi probabil că nu știu. Imediat termin. S-a terminat. Ce să vă mai pun? Nu vă mai pun întrebarea, că m-am mâncat tot timpul. Îmi pare rău. Vă mulțumesc pentru aprecieri, foarte mult. Este o deosebită onoare pentru mine. Aș vrea să subliniez că faptul că aparțin unei familii istorice nu este un merit personal, nu este nici de cum un merit personal. Această carte și acest film pe care îl veți vedea în continuare este un omagiu pe care am ținut să-l aducem scriitorului Paul Goma, cel care ne-a făcut să redescoperim demnitatea de om. Vă mulțumesc! Până vom pune filmul, pentru că durează cam o oră și 10 minute și dacă mai avem timp, mai discutăm la final. Mulțumesc!